lucrează, se execută sigura necesară pe conducta de 800, după cum știți, unde avem avaria. Sperăm ca 3-4 ore să finalizăm lucrarea. Imediat după ce vom termina cu lucrările de sigură, vom încerca să reumplem sistemul, astfel încât în cursul nopții să încercăm o echilibrare într-o proporție cât mai mare. Deci vom semnaliza corespunzător lucrarea, pentru că ea va rămâne în acest stadiu până mâine dimineață, când dacă nu vor mai apărea alte complicații și alte probleme, vom lua legătura cu societatea care avem contract cu Recru pentru remediere și aducere terenului la starea inițială. Deci încercăm ca noaptea asta să facem reechilibrarea sistemului. Probabil că până mâine dimineață, dacă vor fi ceva probleme, vor fi probleme cu la etajele superioare. Pentru că, așa cum am precizat de fiecare dată, echilibrarea sistemului se face controlat, vanele se deschid controlat, pentru a evita producerea unor alte avarii produse de presiunea instantanei de pe conducte. Așa cum am spus, încercăm să finalizăm lucrarea într-un termen cât mai scurt pentru a minimaliza efectele disconfortului creat utilizatorilor. Ai, piscare, vei! Ai, piscare, calcă, piscare!